Chestiuni ce țin mai mult de birocrație tărăgânează predarea unui amplasament pe care ar putea fi atrași investitorii de la Lupeni. Nu și-au primit banii pe lucrarea de ecologizare și chiar dacă pe teren a dat și firul ierbii, primăria nu poate intra în posesia lui. Asta deși au mai venit și cu siguranță vor mai veni oameni de afaceri interesați de acel teren, aflat chiar la granița dintre Vulcan și Lupeni. Pentru Lupeni și poate pentru zona de vest a Văii Jiului este o oportunitate deosebit de mare. Să avem 30 de hectare ecologizate, să avem 30 de hectare pregătite pentru investitorii care vor veni sau de care, pe care dorim să-i aducem, este un lucru foarte mare. Singura speranța noastră este aceea de a fi încă în, de a avea actele în regulă pentru aceste terenuri. Cei care s-au ocupat de ecologizare nu au reușit încă să finalizeze plata lucrării. Mai au o anumită sumă de bani de achitat și nu au avut fonduri necesare, nu știu care a fost problema, dar încă ei nu au reușit să ne predea nouă terenul respectiv. Primarul din Lupeni spune că acum câțiva ani un investitor chiar a solicitat o parte din acest teren, însă nu i-a fost atribuit. Acum însă ar trebui duse acolo și utilitățile, pentru ca pe viitor să se preteze investițiilor dacă vor exista doritori. Sunt convins că în momentul în care ne vor preda acest teren, vom face împreună cu angajații primăriei în așa fel încât să îl parcelăm, încât să aducem utilitățile la el, să aducem gaz, apă, canalizare, astfel încât să fie pregătite pentru oricine poate să, cine și-ar dori să vină și să construiască, să dezvolte orașul nostru. Acest teren a fost cândva o groapă pe care s-a pus mereu steril și era oarecum raiul cărbunarilor. Actele de ecologizare s-au semnat în iunie 2016, când primăria Lupeni a predat acest amplasament în suprafață de 29,3 hectare către cei de la Ministerul Economiei prin Conversmin. Acesta este singurul teren de aproximativ 30 de hectare care va fi pus la dispoziția celor interesați. Asta mai ales că va avea acces la apă, gaz metan, canalizare, curent de înaltă tensiune, ori chiar acces la drumul național 66A, ori la calea ferată amplasată imediat în vecinătatea terenului.